Universitatea de Medicină și Farmacie, Victor Babeș din Timișoara, a organizat în perioada 11-16 iulie 2016 școala de vară cu titlul Cordul de la funcție la disfuncție. Programul a inclus prelegeri susținute de specialiști în domeniu, urmate de workshop-uri, prezentări de cazuri și discuții organizate. Școala de vară a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara o consider balul de închidere a anului școlar sau poate balul de deschidere a viitorului an. De ce aceasta? A devenit deja o tradiție ca în prima săptămână de vacanță cei mai buni studenți ai noștri să se întâlnească cu profesorii lor preferați și să dezbată o temă de interes pe care ei o propun cu un an înainte. Deci anul acesta avem în temă cordul de la funcție la disfuncție. De ce? Pentru că avem deja un rulaj al modului de prezentare și anul ăsta am avut curaj să atingem acest organ nobil care este motorul vieții și poate locul unde se ascunde sufletul și vedem, asta vom vrea să vedem până unde este organ, de unde este suflet, cum funcționează el și cum se defectează și cum îl putem repara și ceea ce anul ăsta este ca și noutate, vom avea o sesiune serioasă legată de cercetări în cardiologie și pentru prima dată avem invitați doi profesori din străinătate care vor discuta despre tema lor de cercetare, temă care este asociată cu tema de cercetare a colegilor de la Departamentul de Fiziopatologie. Deci este prima dată prezentată și partea de cercetare a universității legată și ancorată în cercetările actuale din domeniul cardiologiei. Participarea este, ca de obicei, numeroasă și onorantă. În general, designul este pentru 30 de studenți, dar pentru că au fost deosebiți, anul ăsta vor fi 35, au fost selecționați din peste 50 de candidați și tot o premieră pentru noi. Avem studenți din centrele universitare prietene și partenere în proiectele noastre de dezvoltare a curriculei medicale, respectiv studenți de la Universitatea de Medicină Iuliu Hațeganu de la Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină de la Târgu Mureș și cea de la Craiova. Sperăm ca după acest eveniment să știe mai mult, iar ei să devină prieteni. Pentru noi este excepțional de important să realizăm împreună cu studenții o mai bună comunicare și să avem un feedback din partea lor în legătură cu modul în care trebuie să le livrăm cunoștințele, pentru că în acest moment cardiologia modernă înseamnă foarte multă informație care la nivel de student trebuie să fie filtrată împreună cu ei pentru o mai bună înțelegere. Din acest punct de vedere al învățământului medical centrat pe student, rostul acestor școli de vară este deschiderea orizontului și, în continuare, alcătuirea unor ghiduri de studiu care să folosească colegilor lor din generațiile următoare, pe care să le redactăm împreună cu ajutorul lor, astfel încât să ne fie și nouă de folos pentru ca să înțelegem cum înțeleg ei și pentru ei ca să ne dea feedback-ul lor. Deci, cu atât mai prețioase sunt aceste școli. E doar când particip. Școlile de vară au devenit din ce în ce mai bune și mi se pare multă dată bună de a afla lucruri noi în plus față de curicula normală școlară. Ne-au plimbat cam prin toate spitalele și ne-au arătat tehnici noi, ne-au prezentat mai multe teze de diagnostic, tratament. Majoritatea cursurilor au fost interactive, s-au desfășurat interesant. Știam că va fi un studiu aprofundat al cordului, domeniul care mă interesează pe mine în mod personal. Acest curs constituie din cursuri prelegeri, dar și din workshop-uri și sunt pe teme aproape exhaustive pe domeniul cardiac. Deci începând de la anatomie, anatomie macroscopică, microscopică, cât și pe clinic, efectiv cazuri clinice și axate pe pacienții. Iar workshop-urile au fost multe, numeroase și de o varietate foarte, foarte surprinzătoare. Așa că, per total, a fost o experiență nemaipomenită.